Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat. Israel a desfășurat recent un raid aerian pe teritoriul palestinian. Armata a vizat țintele mișcării teroriste Hamas în nordul fâșiei Gaza, în special infrastructuri teroriste și ateliere pentru fabricarea de arme, a transmis armata israeliană. Țara Sfântă a mai anunțat că acest raid a fost un răspuns la atacurile recente ale palestinienilor. Miercuri, palestinienii au tras cu mitraliere în soldați evrei și au bombardat o casă din orașul Siderot. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Raidul israelian are loc după 2 săptămâni de proteste în masă și confruntări sângeroase la bariera ce separă Gaza de Țara Sfântă. Din 2008, Israelul a purtat 3 războaie împotriva grupării Hamas în fâșia Gaza. Compania Volvo face un anunț bombă. Producătorul suedez nu va mai fabrica mașini în varianta diesel pentru Europa. Viitorul nostru este electric și nu vom continua să dezvoltăm o nouă generație de motoare diesel. Vom înlocui mașinile care au doar motor pe combustie internă cu versiuni hibrid pe bază de petrol. E o opțiune de tranziție în drumul spre electrificare totală, a transmis directorul Volvo. Compania a mai anunțat că prima mașină Volvo fără opțiunea diesel va fi noul model de sedan S60. Potrivit presei internaționale, anul trecut motoarele diesel au reprezentat 70% din profitul Volvo în Europa. Donald Trump nu poate fi urmărit penal în dosarul privind campania prezidențială din 2016. Asta susține avocatul liderului de la Casa Albă. Potrivit AFP, Trump este protejat de un text al Departamentului de Justiție care arată că un președinte în exercițiu nu poate fi tras la răspundere. Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut că nu-l poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna împotriva lui în ancheta privind ingerința Rusiei. Au dreptul să facă un raport. Ei nu pot inculpa. Cel puțin așa au recunoscut față de noi. După ce ne-am luptat ceva timp, au recunoscut asta, a declarat avocatul președintelui american. Oficial a subliniat că singura măsură care s-ar putea lua împotriva președintelui SUA ar fi o eventuală destituire de către Congres pe baza unor dovezi refutabile. Procurorul special Robert Mueller investigează dacă Rusia a fost implicată în campania prezidențială americană din 2016. Mai mulți foști membri ai echipei lui Trump au fost deja inculpați în acest dosar. Președintele Consiliului European îl critică pe Donald Trump. Oficialul susține că liderul american este imprevizibil și instabil în relațiile cu partenerii săi politici. Privind la ultimele decizii ale lui Donald Trump, cineva se poate gândi, cu așa prieteni, cine are nevoie de inamici. Dar, sincer, UE ar trebui să-i fie recunoscătoare. Datorită lui Donald Trump, am scăpat de toate iluziile. Am înțeles că dacă ai nevoie de o mână de ajutor, o găsești la capătul propriului tău braț. A scris pe Twitter Donald Tusk, în timp ce se afla în capitala Bulgariei, la o întâlnire cu liderii europeni. În cadrul acestui summit, președintele Consiliului European l-a pus la zid pe Donald Trump pentru decizia de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. La rândul lor, mai mulți membri din Consiliul UE și-au exprimat îngrijorarea că această măsură ar putea duce la reluarea programului nuclear de către Teheran. Potrivit The Independent, la finalul întâlnirii, Donald Tusk a cerut ca toate țările europene să fie scutite de noile tarife la exporturile de oțel și aluminiu impuse de președintele american. Scene ca în filmele horror. Într-o casă din California, polițiștii au descoperit din întâmplare 10 copii torturați fizic și psihic de părinții lor. În mod continuu, copiii erau loviți, strangulați, mușcați, amenințați cu arme precum arbalete și pistoale cu aer comprimat. Erau loviți cu bastoane și bâte de baseball și torturați prin metoda waterboarding, adică simularea înecului. Unii au fost arși cu apă clocotită. Din cauza acestor abuzuri repetate, copiii au brațele fracturate și numeroase cicatrici, au scris procurorii în rechizitoriu. Abuzul a ieșit la iveală atunci când un membru al familiei a sunat la poliție și a anunțat că ar fi dispărut un copil. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au găsit pe cei 10 frați închisuiți unul în altul pe parchetul salonului. Casa era plină de gunoi, excremente și haine aruncate de avalma. Cei doi părinți, Ina Roger, în vârstă de 30 de ani, și soțul ei, Jonathan Allen, în vârstă de 29 de ani, au fost arestați. Victimele au fost plasate într-un centru pentru minori. Autoritățile au început o anchetă. La audieri, copiii au declarat că tatăl lor era principalul abuzator, însă mama ar fi fost la curent cu aceste fapte și nu intervenea. Mai mult, femeia născocea și ea uneori tot felul de metode de tortură și pedeapsă. În California a mai avut loc anul acesta un caz similar. Polițiștii au descoperit atunci 13 copii sechestrați și înfometați de părinți.